ce trist, ce de plâns este omul acesta și ce-a cunoscut brațul acestui om, Ezechiel, tânăr, 25 de ani, implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Vestea că vin împotriva lui împărați mai puternici decât el. Și Dumnezeu se implică și dă biruință. Se îmbolnăvește omul ăsta. Și mi zice, pune o turtă acolo de smochine pe buba lui, pe rana lui. Și după 3 zile se va duce în adunare, va povesti lucrările lui Dumnezeu. Ce trist! Dumnezeu îl vindecă pe omul ăsta. Și când a trebuit să arate o mărturie a lui Dumnezeu, când a trebuit să-L preamărească pe Dumnezeu și să spună despre Dumnezeu al lumilor, omul ăsta își deschide vistieria și inima lui se înalță. Ce trist! Nu-i vina lui Dumnezeu. Nu-i vina lui Dumnezeu că l-a binecuvântat. Nu-i vina lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a atins de el și a dat vindecare. Când poate medicii spuneau, îmi pare rău, Domnul împărat, îmi pare rău, nu se poate face nimic pentru dumneata. Cu toată averea ta, cu toate cunoștinții, cu toți medicii buni, nu se poate face nimic, îmi pare rău pentru dumneata. Iubiți frați și surori, nu-i vina lui Dumnezeu, nu. Pentru că trăim astfel de vremuri astăzi în biserici și acest lucru se vede. Dumnezeu ne-a scos din accidente, ne-a scos din spitale, ne-a scos din boli, ne-a scos, dacă vreți, pe unii a scos din moarte. Da. Și totuși, în loc să fim mai buni, Biblia spune că suntem mai răi. Vă adunați să vă faceți mai buni, nu, zice, vă adunați să vă faceți mai răi și Domnul să ne ajute să ne pocăim. Amin. Este adevărat ceea ce spune Apostolul Pavel în Evrei, că toți aceștia, norul de martori, au sfârșit cum? În glorie. Au sfârșit în credință. L-au iubit pe Dumnezeu și a fost gata să-și deschidă pieptul, să cânte imnuri de slavă și să binecuvinteze, să preamărească pe Dumnezeu în fața animalelor, chiar bărbați, chiar femei tinere, de dragul lui Dumnezeu. Și a zis, murim, dar vom învia dincolo, slăvit să fie Domnul. Și a fost gata să-L preamărească și să mărturisească despre Dumnezeu, care are toată autoritatea, că noi nu ne-am pus încrederea în El pentru lucrurile de acum și pentru viața de acum. Noi ne-am pus încrederea în Dumnezeu pentru viața de dincolo. Noi credem în dincolo. Credem în veșnicie. Că va exista o înviere din morți. Va exista o răpire a bisericii. Și noi vrem să fim cu biserica Domnului. Preamărit să fie numele Domnului. Dar frații mei, ar vrea să vă spun câteva lucruri despre omul acesta frumoase, bune, pe care le-a făcut și să le punem și noi în practică. Sunteți de acord? Amin. Să le punem în practică, pentru că, dragii mei, de le vom pune în practică, vom vedea biruințele lui Dumnezeu fiecare zi. Zice în 2 Împărați, capitolul 18, versetul 2, zice că avea 25 de ani când a ajuns împărat. Mama lui se chema Abi, fata lui Zaharia. Ce frumos, nu? E frumos. Și căsătoria lui nu era o căsătorie dintre neamuri, cananiți, hereziți, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, dintre neamuri. Nu, căsătoria lui a rămas căsătorie și a fost o binecuvântare. Omul ăsta când și-a deschis ochii pentru căsătorie, s-a uitat, știți unde? Nu dincolo. Ca le arată mai bine, că-s despletite, că-s goale pe jumătate. Nu. El s-a uitat mai întâi cu ochii la Dumnezeu. Doamne, dă-mi o fată ca să pot să trăiesc lângă ea până vei veni Tu. Asta a fost în gândul lui. Pentru că evreii și obișnuiau și învățau copiii la căsătorie să nu luați, să nu vă încuscriți. Zice în Psalmul 78, învață pe copii legea lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca ei, versetul 8, pentru ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu. Amin! Aleluia! Și asta a făcut Ezechia. Asta a făcut tot Ezechia.
Și Biblia spune că El a făcut ce este plăcut. 2 Împărați 18, versetul 3. Și m-am întrebat, că doar atât a spune, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Mărit să fie numele Domnului. Ce a făcut omul ăsta de a fost plăcut lui Dumnezeu? 25 de ani. Când toată lumea era în față. Când putea să facă orice fiind împărat. Nu? Să ai de toate. Să-ți permiți orice. Oricât. Și oricând. Ca împărat. Totul era deschis pentru el. Nimic nu există. Nu avem program. Sau nu există. Pentru împărat. Dar vedeți că omul ăsta mai întâi cred din toată inima că omul ăsta l-a căutat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea noi și familiile noastre și casele noastre să-L căutăm pe Dumnezeu. A fost plăcut înaintea Domnului. El a făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu pentru că l-a căutat pe Dumnezeu din toată inima. Și uitați ce a făcut omul ăsta. De a fost plăcut lui Dumnezeu. Știți după cine vine el împărat? Așa cum se spunea. Când în Iuda părăsise legea lui Dumnezeu. Știți după cine venise el acolo? Știți, dați o pagină mai departe, înapoi, pardon, 2 Împărați, capitolul 17. Și veți vedea. Veți vedea ce s-a întâmplat. Ahaz, tatălui, a nenorocit poporul lui Dumnezeu. Așa spune. Omul acesta a făcut stricăciuni, a făcut rău. N-a ținut cont de casa lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, de chemarea lui, de responsabilitatea pe care el a avut-o ca împărat. Pentru că atunci în Israel, când un împărat era bun, lucrarea lui Dumnezeu mergea bine. Când era rău, totul era problemă, totul era o catastrofă înaintea lui Dumnezeu, înaintea ochilor lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia părăsise pe Dumnezeu. Și vine la conducere în urma lui Ahaz. Și ca să ne uităm de ce Dumnezeu consemnează cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta a făcut ce este plăcut. Versetul 13 din versetul 17. 2 Împărați 17, versetul 13. Domnul a științat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis: întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduierile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei proroci. Dar ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul ca și părinților care nu crezeseră în Domnul Dumnezeu lor, n-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care îi le dăduse. S-au luat după lucru de nimic și ei înșiși au ajuns. Și ei înșiși nu au fost decât nimic. După neamurile, în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Au părăsit toate poruncile Domnului. Și au făcut lucruri grozave în ochii lui Dumnezeu. Și vine la împărăție, vine Ezechia, omul acesta. Și el face ce este plăcutul lui Dumnezeu. Ce a făcut omul ăsta? Versetul 4. A îndepărtat înălțimile. Adică poporul Israel se ducea pe munte și acolo jertfeau, și acolo se închinau, și acolo făceau lucruri grozave împotriva lui Dumnezeu. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astartele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui și îl numeau, știți cum? Nehoștan. Făcuse Moise numărul 21 acolo pe o prăjină, Domnul îi poruncise un șarpe și când păcătuia poporul lui Dumnezeu se uitau la șarpe, la prăjina aceea înălțată cu șarpele acelea și erau vindecați. Și oamenii aceștia nu mai căutau pe Dumnezeu. Își făcuse ca o icoană. Se duceau în fața acestei icoane, se închinau înaintea lui Dumnezeu și trăiau cum vroiau. Și auziți ce a făcut asta?
a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă. Că nu mai căutau pe Dumnezeu, ci căutau șarpele de aramă și trăiau cum vroiau. Și este identic cu creștinii de astăzi. Și Dumnezeu să se îndure. De Crăciun, de Anul Nou și de Paște. Și în rest, trăiesc cum vor, vorbesc cum vor, fac ce vor, se duc unde vor. Dar omul lui Dumnezeu are niște principii, are, dacă vreți, niște garduri, are o protecție. De aici nu pot să mă duc. Că zice Ieremia, capitolul 15, n-am stat în casa celor ce petrec de frica puterii tale. Deși eu puteam și eu ca ei să păcătuiesc, să mint, să jur, să prea curvesc, să beau alcool, să fac nebunii, dar nu pot. Deci pot să fac și eu lucrul ăsta, dar nu vreau, pentru că eu îl am pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și omul ăsta și-a făcut. A spart și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, care devenise pentru ei un obicei, frații. Dar nu unul bun, ci unul rău. Există obiceiuri, dar bune, spune Scriptura despre Domnul Iisus în Luca capitolul 4, după obiceiul său a intrat în ziua sabatului unde este în sinagogă. Mările Domnului, în adunare, un obicei bun, mă duc la adunare. Slăvit să fie Domnul. Devenise Israel, poporul lui Dumnezeu, un popor de nimic. Pentru că se luase după oameni de nimic. Și ne rugăm lui Dumnezeu astăzi, așa cum spune cuvântul Domnului. Evrei, capitolul 13, spune un cuvânt și vi-l citesc imediat. Capitolul 13, versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care vă vesti cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la ce? La sfârșitul felului lor de viețuire. Și urmați-le ce? Credință. Amin. Amin. Doamne, ajută la aceasta. Amin. Ce-a făcut omul ăsta de a fost plăcut lui Dumnezeu? A îndepărtat păcatul. A îndepărtat obiceiurile străine. Și ne rugăm lui Dumnezeu orice obicei din lume să nu-și mai aibă loc în casa lui Dumnezeu. Să nu-și mai aibă loc în adunările lui Dumnezeu. Orice obicei păgân, orice obicei lumesc, orice obicei firesc și drăcesc, să nu aibă loc în casa lui Dumnezeu. Păi de ce? Păi uite, dar dincolo la adunarea cu tare. Păi da, dincolo în adunarea cu tare să se îndure Dumnezeu de noi. Amin. Nu găsesc oamenii păcate în lucruri, dar vor deveni o cursă pentru ei și copiii lor. Nu așa? Așa e, eu vă spun. Că nu spun de la mine, spunea cineva, spun ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă obicei lumesc, un obicei lumesc, și dacă vine, trebuie să spunem. Când copilul tău și al meu sau nepoții mei, copiii am doar doi, una căsătorită, unul i-l-a dat Dumnezeu să ajungem în cer cu el. Slăbit să fie Domnul. A, dacă copilul meu nu poate să trăiască fără mulți ani, trăiască și tort. Și scris acolo 18 ani, gata, și-a luat majoratul. Crezi că până după majorat va face altceva? Tot mulți ani trăiască. Tot mulți ani trăiască. Și multe, și multe alte pe care nu uităm să spunem asta. Că, pentru că vrem să acceptăm ceva frumos, ceea ce a făcut omul ăsta, ca noi să învățăm să putem ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și multe alte lucruri pe care împrumutăm din lume. Eu în lume am găsit asta. În lume am găsit. Frații știu asta. Și cu multe alte lucruri străine, de lucruri pe care omului Dumnezeu n-ar fi trebuit să mai își aducă aminte de ele, să le aducă în casă, în familia lui. Dacă ai primit o vârstă azi, binecuvintează-L pe Dumnezeu. Păi nu, că dacă nu fac un lăutar, că știți, cântam onomastice, noi, frații care au mai cântat în lume, cântam onomastice, nu? Și ce era acolo la onomastica lui? La onomastica lui, el este acolo, dacă vreți, pionul numărul 1. A? Numărul 1, zeu, e numărul 1, el. Nu mai sunt copii, nu mai e nevasta, e el, numărul 1. Înțelegeți? Și noi cântam atunci, cântam pentru bani. Și Dumnezeu nu dorește, frații mei, dacă azi ai împlinit, ieri ai împlinit o vârstă, dă slavă lui Dumnezeu. Și nu fie o pricină de păcătuire.
pentru casa lui Dumnezeu, nici pentru iudeu, nici pentru greu. Da, mă, dar tu n-ai văzut și pocăiții voștri au început să facă zilele și fac acum la restaurant cu orchestră. Păi cum? S-a făcut și cu orchestră. Dar știu asta. S-a făcut cu orchestră, cu oameni, dar nu cu oamenii lui Dumnezeu, că e păcat și cu oameni din lume, cu lăutare adevărat, nu ca noi. Noi suntem de, dacă vreți, de clasa întâi. Sunt lăutari care cântă și ți-e mai mare drag de ei, dar nu ai voie, nu-i permiți. Oamenii sunt virtuoși, oameni bine pregătiți, instruiți, studiați, mult, dar darul ăla trebuie pus în negoț, în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că știu familii, frați, care încep să-și facă zilele la restaurant. Muzică. Da? Muzică străină. Biblia spune, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare. Și mai degrabă ce? Osândiți-vă. Păi dacă ne aud alți frați acum, hai bă, că voi sunteți prea înguși. Cum să nu fac ziua? Dar nu asta spun eu azi. Nu facem referire la nicio zi. Toate zilele pe care avem, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și dacă fratele meu a împlinit astăzi o urtă, îl iau în braț, îi dau o sărutare, spun Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar nu-i păcat să-și ia nevasta, să-și ia copii, să se ducă să mănânce la cel mai bun restaurant din București. Să se bucure de ziua aceasta. Nu-i păcat. Nu-i păcat. Îmi iau soția, îmi iau copii, îmi iau ginerile, îmi iau nora, mă duc. Dar unii sunt care se pun pe Instagram, pe Facebook, pe și așa mai departe și își fac lucrări cu tortul, cu lumânări și așa mai departe. Dar ce se facă în ziua mea? Să jelez, să bocez? Nu, nici asta nu spun. Să te bucuri de ziua aceea. Și să ai grijă să nu păcătuiești. Amin. Asta e cel mai frumos pentru noi. Să avem grijă să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Amin, amin. Doamne, ajută! Cred că voi înțelegeți mult mai mult, pentru că nu-i timp și vreau să mergem mai departe. Omul ăsta a făcut ce-i plăcut. Dumnezeu să ne binecuvinteze. A făcut ce-i plăcut. A îndepărtat, a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă. L-a îndepărtat pe Nehuștan. Știu că s-ar putea să avem și noi Nehuștan, de care nu scăpăm de el. Nu? Avem, dar când am cu noapte. Nehuștan poate să stea și în dormitor, poate să stea și în baie, poate să stea și în bucătărie, și în sufragerie, Nehuștan. Să te uiți la el, un telefon poate deveni un Nehuștan. De ce? Pentru că nu mă mai pot deslipi de el. Ăsta n-a fost dat, lucrat pentru oamenii de afară, nu. Vrăjmașul a făcut în așa fel ca poporul lui Dumnezeu prin acesta să se destrame, să ajungă la divorț, să-și caute alta, să-și caute altul, da? Și să ajungă la divorț. Și când ajunge în fața aici omului Dumnezeu, care cântă, care predică, e pătată imaginea, conștiința omului. Și mai are îndrăzneală, și mai are autoritate, o soră, un frate, pentru că de ce? Se uită unde nu trebuie. E Nehuștan care se uită la el. Și în această dimineață, Doamne, dă-ne înțelepciune. Amin. Să folosim ce ne-ai dat pentru slavă numelui Tău. Amin. Să înveți o cântare, să pui Biblia, să meargă, să o citești. Și dacă n-ai înțeles ceva, dai pe telefon să vezi despre ce e vorba. Să folosești lucruri bune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să ne ajute Domnul să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și omul ăsta asta a făcut. A îndepărtat, a tăiat și a aruncat și a făcut bucăți. Și a plăcut lui Dumnezeu. Omul ăsta, dragii mei, și-a asumat responsabilitatea. Pentru că putem să dăm, pot să dau un alț. Da? Pot să dau un alț, că ești așa, vezi așa. Să nu fur, să nu curvești, să nu așa, să nu minți. Și tocmai alea să le fac eu. Omul ăsta nu le-a făcut. N-a făcut omul ăsta. Omul ăsta era o lumină în Israel. Era un model în Israel. Era un om care puteai să spui, da, mă încolonez în urma pașilor acestui om. Pentru că omul ăsta calcă pe urmele Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Preamărit să fie numele Domnului.
Apoi zice versetul, că scurtăm, versetul 5, și-a pus încrederea în cine? Te rog, afișează versetul 5, a plecat, s-a grăbit. Da. Zice, el și-a pus încrederea în Domnul. Probleme, cred că are probleme teologat cu soția lui, nu sunt grave, știu asta, știu, ne-am rugat ieri la rugăciune și Domnul să-l binecuvinteze, înțelegem situația. Dar pentru cine are Biblia deschisă, zice Scriptura, el și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Și din, auziți, și dintre toți împărații lui Iuda, care a venit după el, care a fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Cum adică să ai de toate, să fii președinte, să fii un om extraordinar de bogat, un om extraordinar de puternic, un om cu atâtea situații, și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Preamărit să fie Domnul. Asta a fost. A plăcut lui Dumnezeu că omul ăsta n-a zbăsit împărat acum. Am posibilitatea să fac ce vreau și ce mi-am dorit de copil. Am posibilitatea să fac lucruri pe care eu mi le imagineam ca și copil să le fac. Dar acum am posibilitatea. Nu, nu. Omul ăsta și-a pus încrederea în Dumnezeu. De așa că noi spunem ca tați, ca părinți, mă, nu vreau, știm noi care am trăit pe vremea cealaltă, da? Și frații noștri care sunt mai în vârstă ca noi, ei știu mult mai bine decât noi, da? Cât de puțin știm și noi. Mă, ce nu mi-am permis eu, ce n-am avut eu să aibă copiii mei? Și nu-i rău. Și nu-i rău. Dar fiți foarte atenți, dacă e peste măsură, peste măsură, îl va strica într-o zi. Omul ăsta nu a făcut așa. Omul ăsta și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și vă spun, când ne punem încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu lucrează pentru noi. Deci am Psalmul 40, Psalmul 40, versetul 4, zice așa de frumos, mi-am pus încrederea în Dumnezeu. Și auzi ce se întâmplă când ne punem încrederea în Dumnezeu. Psalmul 40, versetul 4, îl citesc imediat. Psalmul 40, versetul 4. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Ce se întâmplă în viața unui om care își pune încrederea în Dumnezeu? Este fericit. Este fericit. Ezechia era un om fericit. Pentru că vă spun ceva, nici numărul banilor, nici averilor și așa mai departe, nu aduc fericire. Suntem convinși, partea de bărbaților și partea femeilor. Frații mei, știm că nimic din lumea aceasta, din lucrurile din lume, n-aduc fericire. Alea sunt fericiri de moment, trecătoare. Dar adevărata fericire o dă Dumnezeu când ne punem încrederea în Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea vă îndemn să ne punem încrederea în Dumnezeu. Preamărit să fie numele Domnului. Spuneam Psalmul 84, versetul 5, fiii lui Core, niște oameni deosebiți. Ferice de cei ce își pun tăria în tine. Ce se întâmplă? În a căror inimă locuiește încrederea, versetul 6, ce se întâmplă, auziți? Când străbat aceștia afară, plânge, bă, dar voi nu trăiți pe pământ? Mă, voi pocăiții, nu aveți probleme? Sau voi v-ați pocăit și vă merge numai bine? Nu, trecem și noi, ca și voi, prin aceleași suferințe, zice Apostolul Petru, trecem și noi prin aceleași necazuri, ca și voi. Deosebirea dintre noi și voi e că noi ne punem încrederea Dumnezeu. Și suntem ajutați. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Pentru că spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 9, citim împreună și haideți să-l citim, că e frumos. Cuvântul Domnului e așa de frumos. Să ne punem încrederea în Dumnezeu. Ne spunea gândul că trebuie să murim. Exact ce spunea. Pentru ca să, nu, ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, dar în cine. Când e un om pe de spital, frații mei, și medicii zic, domne, asta e ultima variantă, nu se mai poate face nimic. În cine își pune încrederea un om care trece din lumea aceasta în împărăția lui Dumnezeu, în lumea de dincolo? El își pune încrederea în Dumnezeu care... Și cei ce rămân, dragii lui, în asta spun încredere. Într-un Dumnezeu care
care înviază morții. Știi că cei ce au plecat înainte de noi, ne vom întâlni cu ei în văzduh? Știți lucrul acesta? Te rog, afișează 2 Tesaloniceni, capitolul 4 sau 5? Ia vezi, la 4 te rog. 2 Tesaloniceni, capitolul 4, scrie cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos. E frumoasă Evanghelia. E frumos cuvântul Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. Nu-i totul pierdut pentru cei ce au plecat înaintea noastră, dar citim ce spune cuvântul Domnului, preamărit să fie Domnul. 1 Tesaloniceni. Nu? Da, 1 Tesaloniceni. Versetul 16 și 17. Hai la 17 că ne ia timp. Hai la 17. Apoi noi ce vin? Vorbește de răpirea bisericii. Care vom fi rămas. Vom fi răpiți toți împreună cu cine? Cu cei ce au plecat înaintea noastră. Dar e obligat să citim versetul 16. Altfel nu-l înțelegem. Însuși Domnul, cum striga cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî de cer și întâi vor învia cei morți în? Și apoi? Noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei. Vom întâlni cu ei. Măriți să fie Domnul. Ca să întâlnire pe Domnul în văzut și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Ferice de cel ce își pune încrederea în El, în Dumnezeu care înviază morții. Preamărit să fie numele Domnului. Pentru că, dragii mei, mai citim un verset. Zice în Psalmul 63, versetul 8, Doamne, lipește-mi sufletul de Tine. Lipește-mi sufletul de Tine. Dreapta Ta mă sprijină. Și la asta ne cheamă Dumnezeu. Să ne punem încrederea în El și să ne lipim inima de El. Omul ăsta și-a lipit inima de Dumnezeu. Și-a lipit inima de Dumnezeu, și-a lipit inima de cer, și-a lipit inima de tot ce-i frumos, de tot ce-i curat și de tot ce-i plăcut în ochii lui Dumnezeu. Preamărit să fie numele Domnului. Și uitați-l pe Apostolul Pavel, că n-avea nimic de pierdut. Filipeni, capitolul 3, versetul... Nu. Da, Filipeni 3 cu 3, au zice cuvânt frumos despre încredere. Cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în ce? În lucrurile pământești. Evrei 3, versetul 14. Te rog, afișează și ăsta că e foarte frumos. Căci noi ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până când? Ce se vorbea la început? Până la sfârșit. Încrederea nezguduită de la început. Preamărit să fie Domnul. Până la ultima secundă a vieții, diavolul vrea să-l despartă pe om de Dumnezeu. Până la ultima secundă, de pe pat de moarte, îl vrea să-l întoarcă înapoi. Dar noi ne punem în încrederea și păstrăm până la sfârșit această încredere nezguduită de la început, până vom pleca din lumea aceasta. Preamărit să fie Domnul. Ne lipim inima de Dumnezeu. Asta a făcut omul ăsta în al patrulea rând și încheiem în această zi. El s-a lipit de Domnul. Nu s-a abătut de la El, a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Așa spune cuvântul. S-a lipit de Domnul. Spune cuvântul Domnului în Osea, capitolul 4, zice că unii din popor, poporul lui Dumnezeu, Efraim, zice, s-a lipit de idoli. A, dar eu n-am idol, frate. Să ne ierte Domnul. Poate din neștiință. Poate deveni un idol. Soțul, soția. Poate deveni copilul. Poate deveni adunarea. Poate deveni instrumentul. Poate deveni orice, o mașină. Poate deveni orice, poate să devină idol. Adică să iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Asta înseamnă idol. Poți să devină un om un idol, să aibă idol, să iubească altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Și ce să iubească? Poate să-ți iubească pe sine ambiția lui, eului, egoismul lui, mai mult decât pe Dumnezeu. Poate. Și noi nu vrem asta. Că Efraim s-a lipit de idol. Și uitați pe tinerul bogat, vine, aleargă la momentul potrivit, Marcu capitolul 10, versetul 17. Nu era ușor. Aleargă omul, transpiră, obosește. Și tocmai când era gata să plece Domnul Iisus Hristos, vine omul ăsta la timpul potrivit.
Când era gata să pornească gata să plece avionul, gata să plece trenul, gata să scap mașină. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce a vrut Dumnezeu cu tânărul ăsta? A avut Dumnezeu ceva cu averea lui? Nici de cum. Cerul și pământul ia lui. Dar Dumnezeu a vrut să-l dezlipească de idolul ăla. Dumnezeu a vrut să-l dezlipească de idolul ăla ca să-l mântuiască. Și ăsta n-a vrut. Și Dumnezeu să se îndure de noi, să nu ne facem mituri din nimic din lumea aceasta. Dumnezeul nostru să rămână adevăratul Dumnezeu. Preamărit să fie numele Domnului. Să ne lipim inima de El. Să ne lipim cu toată ființa de El. Slăvit să fie numele Domnului. De ne vom lipi inima de Dumnezeu. Ne vom lipi inima de cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, vom fi binecuvântați de Domnul. Ne vom lipi inima de El, de cuvântul lui, de cer, de împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu zice versetul imediat 7. Domnul a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut. Dacă ne lipim inima de El, Dumnezeu va face ca pe ce vei pune mâna să ai biruință. Slăvit să fie numele Domnului. Te ocupi de copii, Dumnezeu să binecuvântare. Te ocupi de lucrarea Domnului, Dumnezeu să binecuvântare. Te ocupi de o afacere, Dumnezeu e cu tine. Te ocupi de ceva frumos, Dumnezeu e cu tine, cu biruință. Domnul să ne ajute. Așa în această dimineață să stăm ridicați pe picioare. Și așa cum am spus la început, haideți din toată inima să împrumutăm, să învățăm din lucrarea acestui om. Frumos, lucrurile frumoase. Frații mei, haideți în această dimineață, așa cum se citea, să luăm hotărâri, Doamne, ajută-mă să fiu plăcut ție. Ajută-mă să-mi lipesc inima de tine. Ajută-mă să-mi pun încrederea în tine.